stimați abonați, privitori și oameni care au deschis din noroc, sper eu, această pagină de YouTube. Ne aflăm în deplasare către Brașov. Un nou episod. O să iubesc acest oraș. De unde vom prelua încă un autoturism achiziționat prin consiliat spre achiziționare prin intermediul meu și astăzi avem un Volkswagen Golf 1.4 TFSI de 122 de cai. Înainte să începeți cu vai, ce greșeală, ce eroare, nu știați că e prost motorul, că are probleme. Da, sunt cunoscute aceste aspecte, nu doar către mine, cât și de către actualul proprietar, dar mașina a avut schimbată în reprezentanță, acum nici măcar 100 de km, atât turbina cât și lanțul. Problema remediată. Nu este remediat, să zicem, definitiv, pentru că motorul va genera în continuare acest gen de defecțiune, dar încă 80-100.000 de km este reparată. Mașina s-a achiziționat de la o reprezentanță din Germania, Volkswagen. Știți că recomand achizițiile doar de la reprezentanță și privind mai multe clipuri ați conștientizat de ce. Calitatea mașinii care se vinde, întreținerea și lipsa surprizelor neplăcute. Și așa cum v-am obișnuit, vă lansăm o nouă întrebare al cărei răspuns va fi la finalul clipului. Care a fost prima mașină din lume dotată cu o cutie de viteze manuală cu 8 rapoarte? Să vă vedem. Nu mai lungim partea de introducere și să vedem mașina. Așa cum am spus în intro, avem un Volkswagen Golf. Am vorbit deja despre motorizare. Senzor de parcare, două țevi de zici care mulți cai, sunt doar 122. Și o să apară o poză cu suspensia punții spate pentru a o exemplifica. Mașină de reprezentanță. Ce e ciudat e că nu are covorașe. Asta am aflat în momentul în care am preluat-o. Dar uitați-vă cât de bine este întreținută. Și are ceva vechime. Geamuri privacy. În interior, textil cu o bucățică de alcantara, la fel și pe spătar, sistem de prindere ISOFIX, cotieră și un moment. Ski sack, să poți să pui schiurile. Și într-un hatchback poți scăra obiecte lungi. Gata, am închis, am reușit. Exact ce vorbeam, nu există covorașe. Cap holdere. Gurile de ventilație. Și o curățenie. Foarte curat. Și lateralele, și montanții. Nespurată la exterior, dar asta este. Suntem în martie. La interior doar șoferul este gratulat cu covoraș. Pedalier sport. Cutie manuală. Binecunoscutul locaș. Mufă de aux în cotieră. Ascunsă privirii. Încălzire în scaune. Climă pe două zone. Sistem audio și navigație. Un torpedou cu documente și cu cărți de întreținere. Service plan. Service plan. Service plan. Mașina a fost întreținută la un singur dealer. Ultima în 6 august 2020, la 147.252. Și haide să vedem. 147.252. Și să vedem. 147.264. Deci foarte puțin kilometri parcurși de anul trecut până acum.
punem actele la locul lor, senzori de parcare și mergem la exterior. Big Xenon, lumini de zi cu LED și semnalizările mutate spre interior. Farul de ceață, spălătorul de faruri bine cunoscut, dotare obligatorie pentru orice far cu Xenon. Și să vedem compartimentul motor. Touch of Style, capace, oglinzi negre, în contrast cu culoarea caroseriei. Cum se livrează o mașină? Cu lichid de spălat parbrizul la maxim. Filtru de ulei. Se vede că mașina a stat din august anul trecut. Lichidul de frână, antigelul, filtru de aer, bateria și etichete menținute. Ce avem noi aici? Este turbina. Pe vremea când Volkswagen recomanda castrul, această protecție este pusă pentru a proteja caroseria de căldura degajată de către turbină, amplasată în față, în fața motorului. Oricum, impecabil cum se comportă această pâslă. Și motorul arată foarte întreținut. Să trecem la interior și să mutăm meniul în limba engleză. Ne-am săturat de șprahe. Acesta este anunțul 7479. Reamintim, mașina are schimbat lanțul de distribuție, turbina, revizia este făcută în august 2020 și în acești bani au intrat și numerele de export. Foarte lin. Pornim. Setup. System, Sprache, English. Ok. Ieșim de aici și l-am mutat. Schimbăm. Radio Media Traffic Information. Avem și AUX, SD card, CD. Foarte frumos. Cam acesta este. Volanul se prezintă foarte bine, nu are semne de uzură. Pilot automat. Butoane pe volan, volan multifuncțional. Sistem auto, senzori de ploaie și de lumini. Geamuri electrice. Închiderea, oglinzi degivrate. Și ce poți să îți mai dorești? Acum urmează să ne spuneți voi dacă prețul a fost mare, a fost mic, dacă mașina este suficient de dotată pentru acest buget și dacă se prezintă în condiții normale. Nici nuca schimbătorului nu are uzură. Și este frumos. Loc de depozitare pentru ochelari sau diverse acte. Ce mai? Abia aștept
să vedem cum se comportă la drum. Și ne punem în mișcare. Mașina este închegată. Așa, să-mi așez și eu scaunul într-o poziție care să fie perfectă staturii mele. Mașina spune că am avea o autonomie de 500 de km. Să vedem dacă așa va fi. Vom încerca să o depășim. Cutia de viteză ca la orice Golf este precisă. O cursă relativ scurtă, medie, să spunem așa. Are un indicator în bord ce te ajută să mergi economic. Îți indică când să schimbi în treapta superioară. Lichidul de răcire a ajuns deja la 90 de grade. Afară sunt 4 grade, luna martie și zăpadă la munte. Cu privire la suprafața vitrată, e aceeași pe care o știm dintr-un Golf. Și priviți cum șterg acest set de ștergătoare, parbrizul, după ce vin din Germania. În România nu ar rezista atât de mult. Am resetat și consumul și distanța. Și vedem, temperatura uleiului a ajuns deja la 90 de grade. Zgomotul ce pătrunde în habitaclu este cel al anvelopelor. Sunt dimensiunea R17 All Season. O combinație, eu personal nu aș recomanda-o. Cu o singură excepție, cei care merg extrem de puțin și nu ies în exterior, să fie surprinși de zăpezi mari, de polei. Nu că polei nu ai întâlnit și în oraș, dar o trecere bruscă de pe o suprafață pe alta, anvelopele acestea all season nu au un răspuns excelent comparativ cu cele de iarnă. Și cele de iarnă, unele sunt mai bune pentru zăpadă, altele sunt mai bune pentru polei, altele sunt mai bune pentru acea denumire populară ciorofleașcă. Ergonomia este regină în Golf, totul este la vârful degetelor, nu trebuie să te întinzi foarte mult. Mi-ar fi plăcut să o putem spăla pentru a o admira așa cum se cuvine. Mașinile aduse din Germania, cumpărate de la dealeri autorizați cum este aceasta, sunt menținute la un standard de calitate atât estetic cât și tehnic deosebit. Într-adevăr, ne-am dotat cu aparatură tehnică mai bună și avem un microfon dedicat. Sperăm să nu mai apară acele zgomote perturbatoare ce își făcuseră prezența în clipurile anterioare. Și la întrebarea de la începutul clipului, ce mașină este dotată cu cutie manuală în 8 rapoarte, răspunsul este Mosvich 410-411 din 1960. Suspensia lucrează impecabil. Cei aproape 10 ani ai autoturismului nu se simt. Nu sunt zgomote suspecte. Direcția este precisă. Volanul este arhicunoscut cu aceste lăcașuri speciale pentru a avea aderență. Și sistemul de butoane este facil.
după ce ai accesat sistemele pe un Volkswagen, ulterior le reții. Sistemul media mi se pare puțin cam întunecat. Mi-aș fi dorit o luminositate mai mare, cel puțin pe perioada zilei. Nu extraordinar. Un ton, două mai deschis. Consumul înregistrat este unul decent pentru o motorizare de 1.4, 6.6 pe 20 de kilometri și tinde să scadă, chiar acum a ajuns la 6.5. Vă rog să observați cât de bine s-a menținut și cât de bine este întreținut interiorul acest autoturism. Nu sunt urme de zgârieturi, nu sunt fisuri. Inclusiv nuca schimbătorului de viteze este una ce nu trădează kilometrajul de 147.000 de kilometri. 6 rapoarte, da, având în vedere că e motorul turbo. 1.4 FSI de 122 de cai. Poziția este comodă. Scaunele îți oferă atât suport lateral, cât și la șezut. Și au acea moliciune până ajung la o anumită duritate ce compensează setările suspensiei și astfel călătorești comod, nu ajungi obosit la destinație indiferent de distanța parcursă. Parbrizul nu este perfect curățat, dar ne asigură o vizibilitate bună. Consumul mediu a scăzut la 6.5, dar a crescut autonomia la 520 de km. Ceea ce nu este rău. Viteza medie 70 de km la oră. Peisajul este frumos, nici n-ai zice că e luna martie. Suntem acompaniați de zăpadă pe ambele laturi ale drumului și mi-aș dori să merg undeva acum, să fie drumul cât mai lung, să mă bucur de sinuozitatea lui, de priveliște și mai ales de mașină. Am retrogradat, dreapta 5-a. Încă o dată, dreapta 4-a. Fără rev matching. E atributul lui Luci. El vă bucură cu astfel de manevre. Trimurile ușilor s-au menținut, nu sunt zgâriate. Și același lucru este valabil și pentru ușa pasagerului. Loc de depozitat ochelarii. Și o mașină care îți creează acea încredere că te duce din A în B fără surprize. Da, motorizarea este cea cunoscută cu probleme la lanț. Repet, am mai spus-o deja în acest clip, a fost înlocuit și cel puțin 80-100.000 de kilometri mașina nu va mai întâmpina probleme. Trimam pe două zone cu posibilitate de reglare individuală a temperaturii. Și comportamentul unui hatchback pe drumurile sinuoase este unul plăcut. Sunt curios cum se vor comporta aceste anvelope și jante de 17 pe drumurile din România. Nu uitați să vă abonați
activați notificările, chiar contează. Și distribuiți. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat privirea acestui clip. La revedere!